Bună ziua, stimați telespectatori, bine ați venit la emisiunea Să trăim bine, chi de bine trăim, o să vedeți după subiectele care o să avem în timpul zilei de astăzi. Știți cazul cu domnul Cătălin Năstase, un cetățean arab care acum are cetățenia română, bineînțeles, dar a fost batjocorit și este batjocorit în țara asta în continuare de așa zisii colaboratorii lui. Cu acest caz o să începem în prima parte a emisiunii. Domnul Cătălin Năstase, bine ați venit în emisiunea noastră. Mulțumesc. Și mersi mult pentru prezența și domnului jurnalist Ahmed Jaber. Bine ați venit. Vă mulțumim. Ce se întâmplă? Cum se poate în țara asta, în țara tuturor posibilităților? Credeam că numai Grecia este țara tuturor posibilităților, dar văd că și România, și dăm frații, surorii, ce suntem noi, se poate. Pentru că un strungar, pe vremurile veche, bune, se schimba meseria din ceva de aici, se face, intra în cadrul poliției, ca agent de circulație, apoi este instructor la, și director de școala de șoferi și la ora actuală domnul Cătălin Năstase este unul din cei mai bogați oameni de afaceri din România, fost deputat de la un anumit partid care este și la putere și va și păcălit cu câteva milioane de euro. Ne și amenințe aici la OTV și la DDTV ca ne dea în judecat dacă facem emisiuni, pentru că așa este. Noi jurnaliștii suntem ușor amenințați. Ce se întâmplă, domnul Cătălin Năstase? Același, în continuare, adică calcă lumea în picioarele. Da. Nu se întâmplă absolut nimic cu el. El știe foarte bine că nu se întâmplă absolut tot ce face. Care, la ora actuală, că a fost înainte deputat, acum nu mai e deputat. Da? Da. Terenul de tenis din cadrul Parlamentului României, da? Că loc unde se întâlnește cu ce, adică să nu fie urmărit, că acolo știi că dacă e la Parlament, cine bintu întâlnirile dubioase cu cine vrea să fie mituit de el, cine, adică se le angajează împotriva mea, împotriva familia mea, împotriva, și toate întâlniri cu poliție în continuare se întâlnește acolo în terenul de tenis posibile ca să iau drepturile mele, drepturile familiei mea, care n-au făcut și nimic nu s-a întâmplat. Adică, dovezi, care v-am zis că nu ne-am secut. Acum câteva, ce acum? Acum două luni am debus la Direcția Anticorupție. Da. Împotriva lui colonelul Secu. Da. Și am zis, uitați asta, blingere. I-am zis așa, am zis, domne, acela Secu, da? Ani de zile mi-a făcut șantaj. Am dat lui sumă de bani între 5.000 și 10.000 de euro. Deci, asta a făcut prin ordinul lui Puzra. Deci, uitați, asta este plângerea care am făcut-o la să avem un prim plan. Anticorupție. Da? Ca să nu creadă lumea că nu dumneavoastră faceți toate demersuri. Da, asta toată corupție, da. Da. Și v-am zis, adică am spus tot ce a făcut același colonel. Da. Cu mine, cu familia mea. Cum dacă se înțelea la lumea cu ce ați fost amenințat, în data de 10-a 5-a 2007, i-a comandat domnului Emanuel Secu, având funcția de șef serviciu economic sectorul 1, să vină la mine acasă, adică la acasă la domnul Cătălin Năstase. Motivul venirii a fost intimidarea și constrângerea mea ca în cel mai scurt timp să-i predau acțiunile și să-mi dau demisia înscris. Vă voi relata pe scurt un paragraf din discuția cu domnul Emanuel Secu. Arabule, te vom ajuta să ajungi unde trebuie și ne vom ocupa îndeaproape să ți fie bine. Și dacă această cale de atac împotriva ta nu va fi soluționată, îți vom fabrica un dosar pentru facilitarea și plasarea cetățenilor arabi în țări europene. Trafic de carne vie. Adică a fost o pregătită o campanie împotriva dumneavoastră de denigrare, de familia dumneavoastră, să ajungă să fiți și un fel de terorist al țării, efectiv. Da. Da? Să ajungă până la această situație. De ce? Pentru că sunteți de etnie arabă. Bine, pentru că sunt de etnie grec, să fiu și eu la un moment dat bagiocorit, terorist și eu. Nu, domnul Zabert, ce se întâmplă la acest caz? La acest caz, știți că în anul 2003, contextul anului 2003 era combaterea terorismului în lume, război împotriva terorismului în lume. Așa a zis. Așa a zisul, război împotriva combaterea terorismului, care a fost declarat de George Bush, care a fost, de fapt, în perioada respectivă, după acest război, în loc să fie încoronat cu succes, era ceva care ascunde, de fapt, altceva. Corect.
Ca urmare, a fost un sondaj de opinie în Statele Unite, de 75% din populația americană au votat în acest sondaj în favoarea că președintele George Bush a fost cel mai prost președinte al Statelor Unite, pentru că el a condus țara în dezastrul economic și în dezastrul politic la nivel internațional. Știi dumneavoastră acest context, ca să nu vorbesc prea mult despre acest subiect, pentru că nu mă interesează, mica s-a dovedit că a fost eșuat. În contextul respectiv, domnul colonel Seco și gașca care era în jurul lui au folosit puterea lor, știind că domnul Cătălin este de origine irachiană, cetățean român de origine irachiană, făcând presiune asupra lui prin folosirea abuz de putere și care ei îi deținau atunci, trimitând mascat la el acasă, pentru că le speria și se plece acasă la el înapoi, știind că atunci era cu Saddam Hussein, era cu problema regimul vechi, se spune că o să fie speriat, că acuzat că fiind terorist, pentru că acolo atunci era suficient să spui oricui că ești terorist fără să ai nicio dovadă. V-au găsit ceva, domnul Cătălin Astase, în casă? V-au găsit vreun pistol cu apa? Cu apa minerală, cu apa plată? Deci el, eu v-am zis, adică el folosește același buzră, folosește metoda lui, adică de intimidare. De metode sunt mascații, ca să înțeleg și mascații, folosește și fel și fel, da? Și eu nu vorbesc așa din aer. Eu v-am zis, uitați, adică puteți să dați drum la dovezi, la un material, care v-am pregătit astăzi, unul dintre materiale. O să vină, într-un timp, dar vreau să spun că mascații care au intrat la el acasă au atins lucruri intime ale copiilor, ale soției sale și ale lui, fără să aibă niciun mandat. Cu atât mai mult, dovada că a fost nici nu a fost atingerea siguranța statului care poate să determine mascat să aducă la cineva acasă. Ei au venit cu unul dintre nepoții lui Buzra acasă, având o adeverință ca să semneze el acolo acasă. Dar am înțeles că această intrare mascaților în caz de un terorist se face în colaborare cu SIE, cu SRI, cu poliția, cu denunțuri, cu reclamații. Adică este o colaborare a tuturor instituțiilor statului, în așa fel încât cineva să spune că are un terorist la mina lui. Dumneavoastră, de la cine ați fost reclamat? Domnule, deci Buzra în vânoarea lui, adică acum el folosește butiera de, adică banii care se dă mintuire la toate. Aici vedem cu camera ascunsă un material, da? Da, asta una din blocurile care sunt. Unul dintre blocurile care pur și simplu atinge siguranța cetățeanului din București, care trebuie să vină mascat peste el. N-are autorizație și la mine acolo sus. Dar nu se aducă la el acasă. Okay. Dar înainte, din 2000 încolo, deci a folosit forța lui același colonel Emanuel Secu. Da. Acum când a ieșit în vestie, că eu tot îl ajut pe el, în umbră, dar a angajat altul, că o să vă dau material care este filmat cu camera ascunsă, benumele Voicu Ion, care este acum șeful poliției sectorul 1, care el mereu, adică a luat locul lui Secu, a blocat Secu, acum a venit Voicu ca să continuă, ca să face toate scenarii în favoarea lui Noi am fost acolo, la complexul care am filmat acum, complexul mi se pare Flora, se spune, da? Da. Asta e cu camera ascunsă la un moment dat. Vreți să dăm voce la acest material? Carlos, și la vizită tot. Eu sunt președinte Uniunea Arabelor Unite. Domnul Cutelharu, care a vrut să termine cu fratele meu, a ieșit de la OTF, a făcut fel și fel. De la anul trecut vine acum. Unde este dosarul ăla care ta? Deci vă invit pe amândoi. Vă invit cu încă cinci persoane. Vă invit cum vreți dumneavoastră. Da. Tot
pretenția mea este să fie discuție civilizată. Asta nu e o discuție civilizată. Eu vă spun o întrebare, domnul șef. Stați puțin. Hai să vă las actele. Hai să vă las. Ce mă rugați mult, eu vreau să mă cert în stradă cu dumneavoastră, stimate domn, nu pentru asta nu certam, domnul, nu certam cu dumneavoastră. Sunteți capabili de o discuție. Și Cristi vă reformă, citiți asta. Domnule, dar n-ați înțeles. Domnul comandant vrea să stabilească.